Diverse specii de animale m-au înțepat și m-au mușcat de-a lungul timpului. Nu mă pot. Nu vreau să-mi dea... Ai văzut? Viespi uriașe, păianjeni, furnici... Toate acestea m-au mușcat sau înțepat, iar eu v-am descris ce mi s-a întâmplat în următoarele ore după aceea animalul și-a făcut treaba. În 2015, un om foarte important, după părerea mea, Justin Schmidt, care din păcate a murit anul trecut, a creat un index de durere cu o tonă de insecte. Ideea este că aproape de vârf avem un grup de insecte foarte interesant, furnicile de catifea, care au un scor de 3 din 4 și au înțepătura descrisă ca ulei încins vărsat peste mâna ta. În timpul expediției din sudul Greciei, am avut norocul de a găsi o specie de velveten. Iată cum au decurs lucrurile. Ok, deci aici avem o specie de velvetent europeană, o specie de furnică de catifea europeană. Nu lăsați această denumire să vă înșele, deoarece furnica de catifea nu este o specie de furnică, ci este o specie de viespe fără aripi. Masculii de la această specie posedă aripi, însă nu pot înțepa, iar femelele nu au aripi, însă pot înțepa și au un ac imens, acul fiind cam... 2/3 din toată lungimea abdomenului. Și din câte se spune în indexul de durere al lui Justin Schmidt, furnica de catifea, unele specii de la furnica de catifea au un scor de 3 din 4 în index, adică au o înțepătură foarte dureroasă. Așa, și în câteva clipe o să iau exemplarul și o să mi-l pun pe antebraț ca să mă înțepe să văd cât de dureroasă este înțepătura acestei specii de insectă. Acum se curăță și un lucru foarte interesant este că furnicile de catifea se hrănesc cu nectar, nu cu carne sau altceva, cu nectar. Și atunci când se simt în pericol, scot un sunet, ca un fel de chițăit. Da. Arată ca o furnică. Poți să văd? Ok. Uite aici, încearcă să înțepe forcepsul, dar nu se vede foarte bine. Ok, dezum pe antebraț, aici. Aici, se vede? Da. Ai dat zoom, se focalizează? Da, se focalizează. Se focalizează bine? Da. Ok, short. Și acum? M-a înțepat. Doare? M-a înțepat, are acum mine. Da, se observă. E destul de dure. Am un plenge stăritor pe mine, nu contează. Dar ideea e că acum începe să doar un pic, să mai înțepe o dată. S-a înțepat? Da, acum înțeapă. Așa. Să scape, că mai vreau să-i fac câteva poze. Ce puteți vedea, acum când stă prin mâinile mele, nu înțeapă deloc. De ce? Deoarece furnicile de catifea și orice alt animal, în general, înțeapă doar atunci când se simte în pericol. Exact. Nu, acum începe chiar să doară un pic. Încă doare și doare destul de rău. Ca intensitate destul de ridicat. Uite, așa, și mă mai înțeapă încă o dată. Aici, are acul blocat în mine. Și acum vezi cum injectează veninul. Vezi? Doar când l-am pus eu. Am dat un extra zoom. Ai văzut? Doar când am apăsat-o eu a înțepat. Acum o să o lăsăm să plece aici, în satul de frunze de unde am luat-o. Ok? Uite, așa o se ducă. Și gata. S-a dus. A plecat. Deci m-a înțepat aici de vreo două ori. Se vede un punct mic și roșu. Unde a înțepat. Și m-a mai înțepat undeva pe aici. O să se umfle un pic și o să mă mănânce. Acum nu doare foarte rău, însă doare puțin, știți cum e. Adică de pe o scară de la 1 la 10, acum ar fi vreun 3. Un 2 sau un 3. Și o să crească intensitatea asta pe parcursul a câteva, a vreo 20 de minute și după aia o să dispară aproape complet. După 10 minute de la înțepătură, durerea a rămas cam la același nivel, însă locul unde m-a înțepat prima dată a început să se umfle. Pe parcursul a 24 de ore am monitorizat zona respectivă și am observat că după aproximativ
40 de minute nu a mai durut absolut deloc, însă a început să se umfle și mai rău și să producă mâncărimi. Iar în acele 24 de ore, mai bine de 10 ore din acele 24, antebrațul meu a fost destul de roșu în zona respectivă și umflat și am avut mâncărimi. Acum haideți să adăugăm furnica de catifea în indexul meu de durere. La intensitate voi da un scor de 3,5 din 10, deoarece începătura a fost destul de dureroasă. Iar la consecințe voi da un scor de 4 din 10, deoarece a fost destul de neplăcut următoarele 10 ore după începătură, deoarece v-am spus, s-a umflat și am avut mâncărimi. Și acel mic punct roșu pe care îl puteați vedea era sânge și mi s-a întâmplat asta până acum doar la începătura gărgăunului, Vespa Crabro, în România, acum 2 ani. Iar, deci, scorul final al furnicii de catifea este de 3,75 din 10. Nu este un scor foarte mare, însă nici foarte mic nu este, deoarece este până acum al doilea cel mai mare scor din index, după ariciul de mare negru. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom auzi data viitoare. Și acum? M-a înțepat. Toare? M-a înțepat, are acum mine.